Râdeam dimineața în timp ce mă pregăteam pentru clipul de azi, pentru că mi-am adus aminte de o vecină de-a mea extrem de simpatică, o doamnă care îmi spune de fiecare dată când mă vede cu treaba asta în cap că amintesc de Ceaușescu. Și mi s-a părut foarte simpatic și amuzant și a trebuit să vă spun și vouă. Ideea este că clipul de astăzi este unul spontan, care vine ca urmare a unui research pe care l-am făcut la mine pe canal din nou, căci cum altfel, ajungând oarecum la clipul cu ce mi-aș dori eu, pe ce aș da bani dacă aș fi acest bogătaș. Și eu am un wishlist foarte interesant pe unele site-uri de pe net și zic să le împart cu voi, să-l împărtășesc cu voi, să știți și voi cam pe ce aș da bani dacă aș fi acest fiu al lui Kim Kardashian de România. Sau un mic prinț, de ce mi s-ar potrivi și titulatura asta. Cred că într-o viață anterioară am fost ceva pui de prinț. Bun, primul lucru pe care vreau să vi-l arăt este un trend, să nu vă speriați că mă uit în jos, n-am intrat într-o depresie. Am aici calculatorul cu imaginile, o să vi le inserez pe aici printr-o parte să știți concret despre ce este vorba. Prima treabă pe care vreau să vă arăt și despre care vreau să vorbesc astăzi este un trend de la Burberry, cum altfel, nu știu, am o obsesie, o problemă reală cu trenciuri în ultima perioadă, tot ce găsesc trenci prin second hand-uri, prin magazine, cumpăr și deja cred că o să mă îngrop în trenciuri într-o bună zi. Bun, ideea este că am găsit acest trench de la Burberry care s-a ieftinit, să știți, un trench The Long Keniston Heritage Trench Coat la prețul de 8200 de lei, arată superb dacă este să mă întreb pe mine. E așa într-un crem superb, arată într-un mare, mare fel și cred că e de o calitate superioară a tot ce găsești pe magazine, pentru că, hei, este Burberry și, hei, brandul acesta se respectă de la cap la coadă. Este un trench clasic, despre care cred că am mai vorbit eu într-un vlog, dacă nu vorbesc acum, mi-a plăcut foarte mult, tocmai pentru că are așa niște linii clasice, niște tușe foarte specifice acestui brand, culoarea, printul acela Burberry din spate, despre care probabil știți și voi dacă ați mai văzut piese de la Burberry. După cum am spus, prețul este de 8200 lei și mi s-ar părea, nu știu, bagatelă dacă aș fi acest fiu de prinț, un mic șeic de aici din nordul țării, mi s-ar părea o bagatelă să dau 1200 de lei pentru un astfel de exponat. Bun, a doua chestie, relativ ieftină, dacă este să mă întreb pe mine, în comparație cu ce urmează să vă arăt, este o vază pe piedestal de la Zara, nu Zara, H&M, vă voi arăta aici o poză, arată și asta superb, e așa clasică, am o treabă cu lucrurile clasice, consider că tot ce este clasic este, vine așa la pachet cu o durabilitate în timp, tot ce este clasic nu se demodează, deci dacă ar fi după mine să vă recomand ceva, v-aș recomanda să investiți în piesele clasice, pentru că astea vor fi cu voi de acum înainte până veți îmbătrâni și veți fi niște moși, niște babe senile. Această vază pe piedestal este fabricată din sticlă transparentă, rotunjită la bază pe piedestal din metal, diametrul deschizătorii este 12 cm, bla bla bla, înălțime 30 de cm, înălțime totală este de 73 de cm, ar veni undeva cam pe aici, zic eu. Arată foarte bine și asta, mi-a plăcut așa. Mă trimite într-o zonă art deco, asta pentru că e așa din metalul ăsta argintiu, lucios, superb, în combinație cu bolul ăsta transparent din sticlă, arată juju. Cred că ar fi foarte fain cu un buchetoi de ala de trandafir roșii într-un dormitor lângă o gagică de aia jujuc. Următoarea treabă pe care vreau să vă arăt este tot relativ ieftină, însă mi-am dat seama de-abia după ce am pus-o pe wishlist că este ieftină în comparație cu ce vă arăt eu pe aici. Este un inel. Un inel pe care l-am găsit pe Farfetch. Dacă nu știți despre ce este vorba, Farfetch este un site care adună așa la un loc mai mulți designeri și ceea ce ăștia creează și mi-a plăcut tare mult platforma asta pentru că găsesc tot timpul chestii faine, mai ales dacă te abonezi la newsletter-ul lor, poți să beneficiezi de o grămadă de vouchere, de discounturi, de cupon de reducere care să știți că fac diferența. Și în sensul acesta, să nu mă lungesc foarte mult, am găsit acest inel Gaz Bijou Destiné Ring la 66 de euro. Arată superb. Mi-a plăcut tare mult că e așa clasic în formă de inel cu
cu inimi așa lateral, mi se pare foarte, foarte fain, o tușă clasică care cu siguranță ar face diferența. Trecând mai departe spre altceva, să închid pagina asta, să mă iertați, ajungem la un ceas. Un ceas Omega, care a intrat în wishlist-ul meu de câteva luni de zile. L-am găsit pe eBay, vă pun aici poze cu el. Pot să vă spun despre ceasul ăsta că m-am îndrăgostit la prima vedere de el. Asta pentru că este clasic, este ceasul ăla pe care trebuie să-l aibă fiecare bărbat în garderoba lui, dacă este să o spun așa. Și prețul este de 1800 de euro, dar vreau să vă spun că merită, dacă este să mă întrebați pe mine, pentru că ceasul ăsta la Omega, mai ales cele vintage, sunt extrem de scumpe și, după cum am auzit zilele trecute, să știți că bijuteriile și piesele acestea de lux nu sunt o cheltuială, ci o investiție, pentru că lucrurile astea își câștigă de 2, de 3 ori valoarea lor odată cu trecerea timpului și este păcat de ce s-a închis dacă găsim tăticule. Dacă găsim treburi din acestea să le ratăm și să nu le cumpărăm, pentru că după cum v-am spus își scot investiția în timp. Este un ceas Omega, după cum v-am spus, automat, mi-a plăcut foarte mult, imaginile spun totul despre el, n-are rost să mai pălăvrăgesc eu aici, pentru că este în zadar tot ce vă spun eu, imaginile spun mai mult decât aș putea eu să pălăvrăgesc aici. O altă treabă pe care am văzut-o tot pe Farfetch este un inel. Evident, nu știu ce se întâmplă cu inelele în ultima perioadă, că au intrat așa în wishlist-ul meu. Un inel la Gucci. Un inel de la Gucci cu ceva perlă, zice că este. Nu știu ce m-a atras la el. Cred că faptul că e așa alambicat mi-a plăcut și este, zice că, un inel de la Gucci care combină oarecum bijuteria cu animalul. Treaba asta care vine să înglobeze oarecum perla asta, vrea să imite o coamă de leu, vreau să zic o coamă de cal, o coamă de leu, și mi-a plăcut tare mult că e așa alambicată, după cum v-am spus, și e ceva ce urlă a Gucci. Da, după cum cred că v-am spus, este 300 de euro și dacă aș fi acest fiu de prinț de Monaco, probabil următoarea investiție ar fi acest inel Gucci cu perlă. Bun, închidem și treaba asta cu Gucci și cu Omega și ajungem la, la un trench. Un trench, aici o dau puternic, un trench de la Balmain, un brand pe care eu îl filez de multă vreme pentru că e așa făcut pentru mine, dacă să mă întrebați așa. Am găsit în sensul acesta un trench de la Balmain, un soi de kimono, superb este și ăsta, este realizat din ciofi, 100% cașmir, dry clean only, se poate spăla doar la curățătorie, mă rog, de asta uscată, și arată fine, de tot are așa o centură la mijloc. Și un astfel de trench am văzut, dacă nu mă înșel, acum câțiva ani într-un clip al celor de la Accent, Adrian Sână purta ceva în zona asta, era așa un capot și mi-a plăcut din prima clipă în care l-am văzut și mi-a rămas așa în minte chestia asta. Dacă nu uit, vă inserez o imagine, sper să găsesc din respectivul clip, să vedeți cam cât de tare seamănă. Trenchul ăsta costă 4166 de euro și mi se pare un preț derizoriu pentru valoarea noastră. Da. O altă treabă pe care am văzut-o este tot un trench, tot de la Balmain, tot pe Farfetch, precum a fost cele dinainte. Un trench care costă 2568 de euro și mi s-a părut genial, pentru că e așa într-un stil rockish, dacă este să mă întrebați pe mine. Și oarecum e așa ieșit din tiparele mele și ale brandului Balmain. Treaba asta este 100% din bumbac, coton. Și da, mi-a plăcut și asta foarte mult. Și dacă aș fi un mic burghez, un mic prinț, cu siguranță mi-aș cumpăra și treaba aceasta. Următoarea treabă care am văzut-o și care mi-a făcut cu ochii, o reprezintă un sacou, ăsta cred că, da, un sacou de la Ralph Lauren. Evident, acest brand pe care eu îl venerez și despre care vă tot spun în clipurile mele, pe care îl caut, pe care îl vânez, pe care dau banii în fiecare, cu fiecare ocazie care mi se ivește. În acest sens am găsit tot pe Farfetch un sacou la impresionantul preț de 2231 de euro, ceea ce mi se pare o sumă
derizorie pentru cineva care trăiește în România. Da, mă rog. Ideea este că sacoul acesta mi-a plăcut foarte mult. Mie îmi plac în general sacourile și mai mult decât atât inserțiile acelea aurii care vin în combinație cu sacoul și mi se pare așa o tușă extrem de elegantă și caut de fiecare dată când merg la cumpărături în căutare de sacouri să mă uit după treaba asta. Am și câteva sacouri în sensul acesta, dacă nu uit să vă arăt, vă inserez pe aici o poză cu unul care seamănă cu treaba asta de la Ralph Lauren. Ok, următoarea treabă pe care am văzut-o este o apă de parfum de la Yves Saint Laurent, pe care am găsit-o eu pe Douglas. Este recent apărută pe piață și mi-a plăcut tare mult povestea care stă în spatele produsului și zice așa: noua apă de parfum I, o reinterpretare mai puternică și mai intensă a primului parfum I. Creat de legendarul parfumier Dominique Rapion, I este un parfum proaspăt și intens, reprezentant al omului care, cred că, și-a împlinit visele și progresează în viață, fiind capabil să depășească toate provocările, păpușică. Ce descriere ai tras. Va continua mereu să creadă în el și nu se va opri niciodată. Hashtag create your world. Recomandă evaluări, bla bla bla, nu-mi dau seama ce note are, dar acesta este la prețul de 477 de lei. Îl găsiți în Douglas la 100 de mililitri și mi-a plăcut tare mult. Și cu siguranță acesta va fi unul dintre parfumurile pe care mi-l voi achiziționa cu proximă ocazie. Și acesta a fost clipul de astăzi. Sper că v-ați delectat privindu-mi wishlist-ul aici. Sper că v-a făcut plăcere să mă auziți cum trângănesc aici despre chestii mai mult sau mai puțin semnificative pentru acest univers. Nu uitați să vă abonați canalului meu dacă vă place ce se întâmplă aici, dacă vă place mufa mea. Vlogului de astăzi să-i dați un like, pentru că iară vă spun că mă ajută foarte mult. Dacă aveți sugestii de materiale, lăsați-mi-le în comentarii, pentru că țin cont de toată treaba asta. Mă găsiți pe Instagram, vă las aici o treabă de aia să știți despre ce cont de Instagram vorbesc. Până data viitoare, vă urez toate cele bune și să fiți cei mai cuminți din univers. Mersi de vizionare! Pa!